Iată aici, am făcut sărmăluțe de post, de caneșul, bucățică de carne, nici slăne, nimic. Mie îmi place să fac așa ceva, îmi place să fac mâncare. Și la multe petreceri eu fac, chiar de vine sărbători de Paște, sărbători de Crăciun, eu mă amestec în toate. Și la multe femei chiar le place, zic, ia uitați, el face măghini ca noi. Asta e un dar, cred că, de la Dumnezeu. Nu toți pot așa ceva face, depinde de dispoziția omului, dacă el din tot sufletul face, din toată inima, și mâncarea se primește gustoasă și poți să servești pe cineva. Omul se teme dacă ajunge în postul mare, ori în oricare post, dacă nu o să mănânci carne, lui îți pare că gata, slăbească și e pierdut tot. Nu-i drept, dar foarte bine de a ține post, de mâncat verdeață cât mai mult și dacă slăbească o leacă, nu o să fie. De atâta și organismul o să simte mai ușurel, mai bine să margă și digestia. Înainte, cum era foarte interesant, avem prieteni cu mătri, ne strângem sâmbătă la unul, duminică la altul, la celălalt sâmbătă iar, și toată luna era ocupată. Deci, și la un pahar de vin, și la o mâncărică gustoasă, la o frigăruie, la o zamă, la... de 20 de ani am început a lucra ca director la Casa de Cultură în satul natal al Bunețul Vechi, după serviciul militar. Și la Casa de Cultură mai erau niște instrumente de fanfară, de orchestră de muzică populară și acolo era și un năiuț mitel. Cânt în orchestra Rapsozii Fălești, în orchestra profesională la Fălești, tot ca instrumentist la NAI. Da. Acum am 52 de ani de staj de muncă. Trebuie să fii tare de caracter, în primul rând. Să nu te dai pradă singurătății, să fii activ, să comunici cu oamenii, cu tineretul.